În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cere-mi până la jumătate din împărăție și îți voi da ție. Iubiți credincioși, această zi în care pomenim tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi în plină desfășurare a verii, chiar dacă este la sfârșitul ei, o zi cernită pe dinăuntru, dar luminoasă pe din afară. Și am să vă spun de ce trebuie să fim totuși lucizi în ziua de astăzi și mai ales să fim și luminați, pentru că mesajul pe care sărbătoarea de astăzi îl transmite este unul cu totul și totul deosebit. Și anume, am să încerc astăzi să vă vorbesc despre înregimentare, uniformă și încadrare în anumite norme. De ce? Pentru că avem în sărbătoarea de astăzi, care de altminte este un eveniment istoric, niște lucruri care nu prea sunt la prima vedere în concordanță. Și anume, spune Sfântul Evanghelist Marcu că într-una din zile Irod a făcut cină mare pentru că era ziua lui de naștere. La această cină a venit Salomea, fiica Irodiadei, fosta soție a lui Filip, fratele lui Irod, și a dansat atât de frumos în fața oaspeților, încât Irod s-a simțit la un moment dat foarte dator cu a face o promisiune, a face un dar, dar acest dar deja a fost ridicat la anumite standarde și i-a spus: cere-mi până la jumătate din împărăție și îți voi da ție. Și s-a jurat în fața ei. Aceasta s-a dus la mama ei și mama ei a spus să-ți dea pe chipsie imediat capul Sfântului lui Ioan Botezătorul. Acum era încă dinainte o anumită râcă între cei doi, pentru că Irodiada, soția lui Filip, cu care avea și pe fiica acesta Salomea, era acum soția lui Irod, pentru că se obișnuise probabil cu calitatea de regină, cu calitatea aceasta de prima doamnă, care este foarte greu să o lepezi așa de la o zi la alta, chiar dacă îți moare soțul. Exista la evrei tradiția ca cel care murea și nu lăsa copii trebuia să lase pe soția sa fratelui său, astfel încât nici pământul, nici averea să nu se ducă mai departe, să nu se ducă în altă parte, ci pur și simplu se numea căsătorie de levirat și mergea mai departe viața, moștenirea și familia. Numai că una dintre condițiile esențiale era aceea ca să nu fi avut urmaș, respectivul care pleca la cele veșnice, rămânea soția fratelui său. Ori aici, dintr-un început, trebuie să spunem că rodul căsătoriei cu Filip era de față și chiar ea a fost pricina a ceea ce s-a întâmplat cu Sfântul Ioan Botezătorul. Vă să zic că avem în continuare faptul că ea s-a dus la mama ei, mama ei a știut ce să ceară, ca să scape și de dușmanul acesta, a obținut capul pe tipsie și Irod a rămas cu o singură justificare în mintea lui, și anume a spus: din pricina jurământului, ca să nu își încalce ceea ce promisese, a trimis să i se aducă Sfântului Ioan Botezătorul capul pe tipsie. Ei, nimic mai fals. Niciodată Dumnezeu nu lasă lucrurile numai într-un sens, și anume,
Spunea că o să vă vorbesc puțin și despre uniformă, pentru că ține de lucrul acesta. În armată încă se mai vorbește, că chiar dacă nu se face armata obligatoriu, să știți că încă vorbele au mai rămas. Se spune, îmbracă soldatul în uniformă și deja e spălat 90% din creier. Să știți că e nimic mai adevărat. O uniformă deja te așează în ceata celor care oricând pot să-și justifice actele pe care le săvârșesc prin uniforma pe care o poartă. Nimic mai fals. Pentru că oricând poți să spui nu. Pentru că nimeni nu-ți cere oficial să-ți încalci rațiunea dacă șeful tău te trimite să faci un lucru reprobabil. Ordinul, se spune, se execută, nu se discută, dar înainte de a-l executa, trebuie să-l treci și prin propria ta minte. Pentru că s-ar putea să fie un ordin care să n-aibă nicio legătură cu realitatea. S-ar putea să fie un ordin care să te facă pe tine din calitatea de om în calitatea de criminal. Și atunci, ce ne facem? Dumnezeu a lăsat în expresia aceasta omenească până la urmă, îți voi da până la jumătate din împărăție posibilitatea ca oricând să te poți retrage. Această retragere, să știți că este una reală. Îmi aduc aminte prin anii 80, pe la începutul anilor 80, eram cu unul dintre preoții de la care am învățat foarte multe, la o sfeștanie, tot așa în timp de vară, și era cald și extrem de greu de a ține piept căldurii, mai ales că în anii aceia, trebuie să vă aduc aminte, că nu existau aere condiționate, nici la mașini și nici pe terase, nicăieri. Imaginați-vă că acel preot, la un moment dat, după ce am terminat slujba, s-a văietat puțin celor care îl invitaseră că nu poate să stea prea mult îmbrăcat în reverendă pentru că imediat are loc o erupție cutanată pe tot corpul. Și a spus, nu știu ce să mă mai fac. Și de atunci țin minte replica celui care îl invitase la slujba respectivă. Și zice, părinte, dar e foarte simplu. Dezbraci reverenda, te duci la episcopie, fraților, eu fac bube de la asta și am plecat, am ieșit de sistem. Mi-a rămas în minte atât de profund, încât mi-am dat seama că în ziua de astăzi neapărat trebuie să ne aducem aminte de lucruri de genul acesta. Niciodată, niciun sistem nu poate să oblige pe cineva să fie nemernic. E adevărat că este foarte greu ca preot după 20 de ani de preoție, 30 de ani cât avea atunci cel despre care vă vorbesc. Nu i-a fost ușor să aud așa ceva, dar pentru un ucenic care se pregătea să și avea în cap preoție pe multă durată, mi-am dat seama că, într-adevăr, omul acela avea dreptate. Dacă nu poți, nu te văieta, ia măsuri. Și dacă chiar nu poți și dacă simți că uniforma, nu așa numai la nivelul că e încheiată la gât, îți face ceva rău, trebuie să iei măsuri și să fii sincer cu tine însuți, să pui în balanță. Ce aleg? Erupția cutanată sau slujirea? Nimeni nu-ți cere mai mult decât peste jumătate de împărăție. Sub jumătate de împărăție înseamnă că suntem la nivelul la care putem să refuzăm tot ceea ce sistemul pe românește ne bagă pe gât. Și anume, să mergem mai departe. Ajungem la Irod. Din toată povestea căsătoriei de Levirat, el alesese partea că poate să ia de soție pe fosta soție a fratelui. Dar nu iase complet. De ce? Pentru că partea cealaltă
amendamentul, dacă nu are copii, nu mai putea să fie de partea lui. Ce facem atunci? Păi vă spun eu ce. Că purtăm reverendă, că purtăm robă de judecător, de avocat, că purtăm uniformă cu epoleți, cu diagonală sau fără, cu chipiu sau fără chipiu, cu caschetă și așa mai departe, tot uniformă este. Că suntem la catedră, tot o uniformă este. Pentru că avem în bănci copii care înainte vreme purtau uniforme și acum se încearcă să mai poarte câte ceva, tot uniformă este. Ce facem însă noi? Alegem din ceea ce ne oferă sistemul, ceea ce este mai favorabil ticăloșiei noastre. Și anume, începem să dăm vina pe sistem. Și aici este marea problemă pe care vreau să o dezbat astăzi. Cine este de vină? Niciodată nu este sistemul de vină. Pentru că sistemul suntem noi. Ce ar însemna să ne voietăm pentru lucruri pe care noi înșine ori nu le ținem până la capăt, ori ce ar însemna ca eu să mă vaiet în fața dumneavoastră că vin aici la biserică la ora 5:30-6. Înainte puteam mai devreme, acum nu prea mai pot. Ce ar însemna să mă vaiet eu? Păi, dar nu eu am făcut programul ăsta. Nu eu am dragostea de a pleca de acasă să mă întâlnesc cu oameni care chiar au nevoie decât o mângâiere, decât un sfat. Ar însemna un lucru gratuit. De ce? Pentru că eu am ales erupția cutanată. Tată, trebuie să stai și cu jertfa pe tine dacă vrei să faci ceva. Asta înseamnă sistemul. Dacă nu suntem atenți, la fiecare pas avem tendința de a da vina pe ceilalți. Chiar pe sistemul în slujba căruia suntem noi așezați. De exemplu, la catedră, un profesor. Bineînțeles că va începe să dea la prima instanță vina pe faptul că nu mai sunt copiii de altă dată, că nu mai poartă uniformă, că nu mai învață. Dar de ce să nu întoarcem invers? Eu ce am făcut pentru copiii aceștia? Pot să fiu atât de proaspăt încât să nu îi plictisesc? Pot să fiu atât de apropiat de ei, încât să le servesc tot ceea ce ei pot să facă? V-am mai spus și altădată ce ar însemna să ne ducem la școală și să le spunem copiii, care aveți telefoane pe la voi? În prima instanță să știți că s-ar codi, dau toți, cel puțin două. Unul de la bunica și răspunde numai pe linia roșie, altul de acasă să-i spune exact unde se află, sistem în care are și GPS, dar copilul nu știe, sau știe, sau bănuiește, sau nu știe exact despre ce este vorba. Cert este că dacă el știe de acasă că nu e voie să vină cu el și el umblă pe sub bancă cu telefonul, de ce eu ca profesor să nu am mintea atât de deschisă să spun, hai mă să vedem de ce e în stare telefonul ăla și la ce putem să-l folosim și la bine, mă, numai la rău, cum cred alții că se folosește. Și încep să fac un dialog cu copilul încât el să-mi dea niște informații pe care le are în buzunar, dar nu i-a dat nimeni voie și nu l-a încurajat nimeni să facă acest lucru, să își folosească ceea ce aude de la toți că este un lucru rău, nu e nimic rău. Dumnezeu să-l odihnească mitropolitul Anania spunea, un cuțit nu este bun sau rău, cu el poți să tai pâine sau să-ți înjunghii aproapele. Contează ce faci tu cu el. Niciun telefon nu este rău. Contează ce faci tu cu el. De aceea, cred că a venit vremea să depășim uniforma. Să depășim această zisă spălare pe creier prin uniformizare. Pentru că nimeni nu ne poate face rău dacă nu-i dăm noi voie. Nimeni nu poate să ne imprime ceva dacă noi nu aderăm la lucrul acela. Nimeni astăzi, în ziua de praznic, nu putea să-l oblige pe Irod să-și țină cuvântul, pentru că și aici, să știți, trebuie să vă explic în două minute. Era o problemă, chiar și în zona europeană, în perioada Evului Mediu, jurământul era
la mare cinste, pentru că nu puteai să fii peste vasalii tăi dacă aceștia nu depuneau un jurământ. Dar dacă ți se retrăgea această autoritate a jurământului, de exemplu, făceai niște fapte reprobabile și cam cum ar suna acum suspendarea unor drepturi cetățenești de către societate, dacă ți se retrăgea această autoritate în fața celor de sub tine, jurământul tău, jurământul lor față de tine, nu mai era valabil. E, să vă gândiți că Irod avea în cap exact acest lucru. În momentul în care el își încălca propriul jurământ, toate jurămintele celor de sub el erau deja nule. Adică toți miniștrii care veniseră la el să jure credință, acum cu mâna pe Coran, pe Tora, pe ce o puseseră ei, nu mai contează asta. Ar fi fost dezlegați de jurământul de autoritate pe care îl avea el asupra lor. Și atunci o să spuneți, păi înseamnă că n-avea ce face. Avea ce face. Avea ce face. Mai este un caz, ca să vă explic mai pe larg, pe Pilat din Ponțiu, care, atunci când a constatat că lumea nu avea dreptate, a venit și s-a spălat pe mâini. E cam așa facem noi când nu avem vinovatul de serviciu la picioarele noastre, ne spălăm pe mâini. Și chiar ar și rămas această expresie de a ne spăla pe mâini, de o anumită cauză sau în anumită situație. Ce putea să facă Pilat? Ce putea să facă astăzi Irod? Să spună, da, am plecat după scaunul pe care îl ocupam. O să spuneți că era foarte greu. Nu era foarte greu. Nu există niciodată foarte greu un efort pe care cineva îl face să rămână om. Pentru că știm din Evanghelie că Irod chiar îl iubea pe Ioan. Chiar dacă ori de câte ori îl auzea vorbind pe Ioan, se întrista pentru că Ioan vorbea cu dreptate, totuși îl iubea pe Ioan, ținea la el și n-ar fi făcut pentru nimic în lume niciun rău acestui om. Dar, culmea, a făcut rău tocmai prin jurământul pe care el nu și-a dat seama că putea să îl încalce. Ce decurgea din această încălcare? Asta era clar. Își pierdea toată funcția. Bineînțeles că prima era supărată, prima doamnă, care iar nu mai era prima doamnă, probabil că se ducea la Arhelau, fratele lui Irod, și tot așa mai departe, că se ia o situație. Cert este că mesajul este pentru noi. Ce facem noi atunci când ni se pare că societatea ne împinge către ceva? Să ne trezim. Mesajul Sfântului Ioan Botezătorul era: gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. În momentul în care avem impresia că sistemul nu ne lasă să facem ceva sau sistemul ne încurcă să fim oameni, să fim buni, să facem ceea ce simțim cu inima, atunci ne aducem aminte că aceasta nu este o cărare dreaptă, de vreme ce ea nu se duce de la mintea noastră la fapta noastră. Și avem în minte ceea ce ne-a spus Sfântul Ioan Botezătorul: gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Adică dacă cineva, de exemplu, GPS-ul pe care l-a lăsat pornit, îți spune să o iei pe nu știu unde ca să ajungi, dar tu știi un drum mai scurt. Se întâmplă de multe ori lucrul acesta. Dacă ești sigur pe drumul pe care îl cunoști tu, cu siguranță că o să lași să reconfigureze traseul mai târziu. Își va da seama că nu mergi pe traseul lui. Așa va face și societatea. Numai că noi nu avem curaj să o luăm pe drumul nostru. Întotdeauna o facem la stânga, o facem la dreapta. De ce? Pentru că, unul, nu suntem siguri pe drumul pe care noi îl știm, pe itinerariul nostru. Nu suntem siguri dacă nu cumva s-a schimbat itinerariul. Nu suntem siguri pe noi și de asta societatea ne folosește slăbiciunea noastră, nu slăbiciunea vecinului.
Nu e vorba de așa ceva, slăbiciunea noastră. Pentru că un om care știe că a plecat de dimineață să facă ceva, nu va fi deturnat niciodată de la ceea ce și-a propus să facă. Un om care și-a propus să fie bun, să nu ridice tonul la nimeni, cu siguranță că va fi respectat, în primul rând de conștiința lui, și apoi va imprima, fără să-și dea seama, și celor din jur, și încet, încet, societatea are ac și de cojocul lui. Unul îl va considera nebun, dar îl va lăsa în pace, și îl va urmări să vadă dacă se abate de la propria conștiință, nu de la regulile, așa zis, sociale, și în momentul în care cineva are conștiința că și-a făcut datoria și numai datoria și nu a abuzat de dorința lui de a o ține drept, că mai sunt și abuzuri interne și trebuie să ne sperim și de astea, cu siguranță că va fi un om fericit și încet, încet societatea nu-l va mai deranja, pentru că societatea are de lucru cu alții, cărora să le dea porunci să o ia la stânga sau la dreapta și să o ia la stânga sau la dreapta, după cum le spune ea. Așadar, dacă vreți să trăim frumos, să ne ocupăm de conștiința noastră, să ne ocupăm de ceea ce știm noi să facem mai bine și în măsura în care am aflat că ni se cere un lucru mai mare decât ar fi cazul sau ni se cere un lucru care nu dă cu moralitatea pe care o avem noi cultivată în cap de la părinți sau din cărți, atunci putem să luăm măsuri, dar nu cu voce prea tare, ci pur și simplu în conștiința noastră să putem să dăm mărturie că noi asta vrem. Acum am să închei cu un lucru foarte interesant, nu știu dacă l-am mai spus vreodată, dacă tot am vorbit de uniformă. Și noi mai primim diverse normative și diverse sarcini profesionale. Am primit, de exemplu, acum vreo 10 ani, dacă nu mai bine, o sarcină în urma căreia trebuia să facem un soi de recensământ, să notăm fiecare familie din parohie din ce este compusă. Un șomer și un muncitor, un intelectual și un om cu studii medii, un pensionar și așa mai departe. Și de la început am zis, eu lucrul ăsta nu-l fac. Unu, pentru că aș mânca pâinea unui funcționar de la primărie care trebuie să facă așa ceva. Doi, nu vreau să las în familiile enoriașilor mei senzația că cineva îi urmărește și au devenit, fără să știe ei, țintele unei statistici. Copiii, să știți că am fost singurul nebun care n-am făcut așa ceva, nu mi s-a întâmplat nimic. Nici nu știu ce statistici s-au făcut cu datele pe care confrații mei le-au furnizat, nici nu mă interesează lucrul acesta, dar vreau să vă spun că eram pregătit să dau mărturie întotdeauna de ce nu m-am supus unui ordin. Asta înseamnă să porți uniformă. Uniforma nu trebuie să-ți îngroape mintea. Uniforma se ia de la gât în jos. Capul îți rămâne ție, chiar dacă e acoperit. Cu camilafă, cu mitră, cu fes. Capul trebuie să rămână lucid. Și vă spun, dacă aveți curajul acesta al lucidității, Dumnezeu vă va da bucuria învingătorului. Bucuria celui care constată că sistemul, de fapt, este neputincios. Dar nu asta cred că vroiați să auziți de la mine astăzi. Vroiați să auziți despre Sfântul Ioan Botezătorul, dar auziți niște lucruri pe care vreau să le aplicați, pentru că le învățăm dintr-un praznic din care Sfântul Ioan Botezătorul să demonstrăm că n-a murit degeaba, ci și prin martirul pe care l-a primit ne-a dat nouă o lecție. Să stăm în picioare, să stăm drepți, să stăm lucizi și fără teamă că, de fapt, sistemul este frica din noi. Sistemul celălalt este cel care ne poate ajuta, cel care ne așează pe tagme, ne așează
pe preocupări comune. Dacă știm să luăm ce trebuie dintr-un sistem, să știți că sistemul ne poate ajuta. Dacă însă îl avem în oase numai ca frică, n-am făcut nimic, inclusiv slujirea. Ori la altar, ori la catedră, ori în spatele parbrizului, conducerea este la îndemâna noastră. Și de acum înainte trebuie să știm că vom fi trași la răspundere nu pentru ceea ce ne-a poruncit sistemul, ci pentru ceea ce am făcut noi. Nu pentru culoarea roșie a semaforului vom fi judecați, ci pentru faptul că ne-am oprit în fața lui. Nu pentru semnul de interzis la dreapta sau la stânga vom da socoteală, ci pentru faptul că nu l-am respectat. De aceea, eu cred că astăzi am învățat destule. Am învățat că uniforma are un aspect deosebit dacă știm să o trăim rațional, lucid și liber. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.